Bună seara și bine ați revenit cu drag la profanai cu probleme de matematică la geometrie. Geometrie facem așa cum spui. Geometrie. Cea mai dragă elevă. Da. Asta e partea de matematică care... Au o problemă. Îmi place, prof. Da? Te rog. De A, B, C, D, trapez. Deci în ipoteză. În ipoteză se dă A, B, C, D, trapez. Cu AB paralel cu CD și AB mai mic decât CD. AB mai mic decât CD. AD intersectează BC în punctul P. AD intersectează pe BC și egal cu mulțimea formată din punctul P. P. AB 9 cm. AB egal cu 9 cm. Da. AD 8 cm. DC 15 cm și PB 6 cm. Să se arate în concluzie la punctul A, perimetrul lui PAB. AB. PAB. Perimetrul lui PAB. Da. Și la punctul B, area triunghiului lui PAB. Area triunghiului PAB. Da, egal cu cine? Nu, supraarea triunghiului, supraarea trapezului A, B, C, D. Area trapezului A, B, C, D. A, B, A, B, C, D. B, D. A, B, C, D. Așa. Deci un trapez. Oarecare, da? Deci este un trapez oarecare. A, B, C, D, un trapez oarecare. A, B, C, D, trapez oarecare. AB paralelă cu DC. AB mai mic. Dacă AB e mai mic, trebuie să fac notații în mers. Așa, da, o să zicem. A, B, C, D. Deci AB e mai mic decât CD. AB intersectează BC. AD. AD. AD intersectează pe BC. Undeva adică, sus. Iată așa. Da? Uite aici. AD. AB intersectează CD egal punctul P. Deci e problemă, da? Da, da. AB e din 9 centimetri. Asta e din 9. Asta e de AD. AD ăsta. Asta ne paralelă de 8. De ce? De ce 15? Și PB, da. Și PB, PB asta de aici, e de 6 cm. Da, deci, așa, nu știu ce-mi cere, dar la prima vedere, dacă m-aș gândi triunghiul ăsta de aici, asemănă cu cel mare, nu? Da. Din cauza paralelismului. Da. Și îmi scriu un raport, dar un raport este cunoscut. 9 pe 15. Și dacă un raport e cunoscut, 6 pe tot asta se poate afla pe ce? Exact. Asta toată... Păi ne trebuie pe A. Să lăsăm este, că trebuie perimetrul tot, cu A-ul. Perimetrul cu A-ul. E clar că e ratul ce se poate afla. Da. Și cum area lui P-A-B-L, P-A-B-L, cu area lui ABCD, e banală. E chiar banală. Cred da, că mai avem și punctul B care... A, raportoarilor, nu? Da, dar are lui P-A, și P-A, P-A, B, se poate afla aria, bănuiesc. Nu, desfacem înălțimea, desfacem înălțimea. Păi, da, o să facem chestia asta. Că raportul de asemănare se duce și spre raportul înălțimilor. Da? Nu știai asta? Deci... Raportul de asemănare va fi, dacă ducem înălțimea pe IR și aici cu IS, da? Pe IS supra PR egal cu PA supra PD, egal cu PB supra PC, egal cu, da? La orice, orice diagonală am duce-o, da? Orice secantă. N-aș tot? Nu. Nu.
orice secant, dar putem dobândi repede. Orice secant am duce, se formează stringul ăsta de aici, asemenea cu ăsta mare. Sunt paralele. Da, nu deci asta de aici e paralel cu asta. Deci, de ce raportul se păstrează? Da, mă înțeleg. Deci e același. Da, e cu raportul înălțimilor. Adică, dacă îl aflăm pe PA, e egal cu S. Dacă pe A, nu. Nu? Pe A supra pe D egal cu pe S supra pe R. Aha. Pe S supra și pe egal R. Egal cu P supra P. A, așa. Am deci, înțeles. Acolo trebuie să mergem. Mergem să vedem exact cum ducem. Dar ceea ce este când îi descurcăm, nu normal. Va fi imposibil. Ia să vedem cum demarăm. Cum zice, demonstrație, nu? Da. Zi, Adi, poftim. Triunghiul PAB asemenea cu triunghiul PUD. Deci cum AB paralelă. Așa, da, cu AB, cum AB paralelă cu DC. Da. Rezultă că... Rezultă că triunghiul PAB. Triunghiul PAB. Este asemenea cu triunghiul PDC. Și din asemănarea asta reiese că... Că triunghiul PAB... Da, deci am spus că este asemenea. Da. Și spui deasupra triunghiul PAB, da? Da, triunghiul PAB supra triunghiul PDC. PDC. Și la raportul... Pe A supra... Deci pune laturile triunghiului sus, da? Pe A. Pe A supra AB supra egal cu PB supra. Deci pe A supra AB da. Supra PB și jos PD supra DC. DC și PC. PC. Deci... PA, AB, PB, PD, DC și PC. Bun. Da. Dar nu știu dacă e bine așa. Nu știu. Dar de ce? Nu știu. Trebuie să mă duc după triunghiul ăsta la PDC și să zic PA. Să uitesc spre unghiul B. De cine este privit din triunghiul ăsta? De B. Unghiul? Dar B e congruent cu C, adică C să uite spre PD. Deci așa gândim, da? Da. Deci când am zis pe A, este privită de unghiul din B, unghiul B e congruent cu unghiul C, unghiul C privește spre PD din latura, din triunghiul mare. Da. Supra PD, PD, spre egal cu... AB se uită unghiul din P, care unghiul de P e congruent cu se uită unghiul din P, dar care e și comun pentru da. Triunghiul mare. Adică DC. DC, DC. S-a întâmplat să fie bine, dar eu trebuie să am acest control pe care vă spun acum, da? Și PC ultima latură. Și PC este ultima latură. Echivalent. Să ne uităm, dacă avem ceva, PA pe PB sau chestii de... Trebuie să spunem tot. PA n-avem, PD n-avem. PA supra PD e formată din PA plus 8. Deci, a, dacă o luăm de... așa, da. Păi nu, așa o luăm. Deci PA supra PD. Dar PD, PD este... PA plus 8. Plus asta. Așa se face, adică să-l afli. Să avem legături, să ții PA în singura necunoscută. Deci supra 8 plus PA. Egal cu AB, care e 9. 9. Supra 15. 9 supra 15. Gata, putem să o rezolvăm pe asta. Egal mai departe, ne ducem da. Egal cu... Egal cu PB, e 6. Supra? 6 supra PC. Care e 6 plus BC. Da. Dacă ne trebuie. Corect. 6 plus BC. BC. Tot să ne trebuie. 6 plus BC. Și acum... Luăm pe primele două. Așa, așa zice, PA. PA supra PA plus 8 egal cu 9. Hai să simplificăm un pic. 9 cu 15 prin 3 e 3 pe 5. Corect. Echivalent. Echivalent cu 5 PA 5 PA egal cu 3 PA 3 PA. Asta.
3 pe A plus 24. 24. Echivalent cu 2 pe A. Da. 2 pe A egal cu 24, de unde un singur pe A egal cu 12. Egal cu 12. Iată, l-am găsit pe A. Și dacă l-am găsit pe A, cum tu ai rezolvat perimetrul? Așa. Mai ne ducem și aflăm și da. Aici. Da. Că tot avem, nu știu dacă îmi va folosi, dar tot așa. Da, dar asta cu perimetrul cu A, așa. Și zicem 6 supra 6 plus B, C, egal tot cu 3 pe 5. De unde ne iese că? Că 5 ori 6, 30 egal cu 18 plus 3 bc. Așa. Adică 3 bc egal cu 12. Nu e bc simplu, va fi 4. Ce viu da. Da, bc bani. Păi mare și-o da 4 și pe aia e mică. Da, tu de asta m-am zis și eu. Cam ce dă, trebuie să fie. Ei, nu contează. Cum? Da, este corect. Da, nu, e corect, domn profesor. Zic, doar fi ciudată. Ăla e mare, e bc și de 4. La desenul nostru. Da, da, desenul da. Nostru n-a corespuns realității. Nu contează. La mine. Perimetrul lui pe AB. Pe perimetrul. Nu are lui. A. Nu, perimetrul lui pe AB. Deci perimetrul lui PAB. Egal cu 12. 6 cu 9. Și 12, da? 6 plus 9 plus 12. 20. 27. 27. 7. 7. 7. Și acum aria lui PAB. Aria lui PAB, adică 12... Vedeți că e aria lui APCD, deci nu trebuie să o ducem până în jos, pe înălțimea aia. Deci aria lui PAB... Da. Aria lui PAB e a triunghiului. Deci, da. Dar cere numai raportul ariilor. Da, raportul. E raportul ariilor... Așa. Este egal cu pătratul raportului de asemănare. Aaa... Trebuie să... Pătratul raportului de asemănare? Da. Adică aria asta, supra toată aria... Ne-nurcă ea, bă, cât de... Da. Noi putem face treaba asta. Că scădem din aria mare pe aria mică și găsim aria trapezului. Deci raportul ariei triunghiului acesta, aria triunghiului ăsta, supra aria triunghiului mare. Da. Supra aria triunghiului mare. Supra aria triunghiului mare. Aha. Egal cu raportul de asemănare, adică egal cu... câte este asta câteodată? 12. Pe 8. 20. Așa. Sau 9 pe 15, totul la pătrat. Aha. Deci pătratul, atenție, repet, raportul ariilor, hai să spunem așa, un triunghi, uitați, am așa un triunghi și un alt triunghi. Cum este aici, da? Așa. Situația. Aici, A, B, C, D, da. E. Aria, aria lui A, D, E, triunghiul A, D, E, totul supra aria lui A, B, C, A, B, C, egal cu pătratul raportului de asemănare, adică egal cu DA, DA supra AC, totul la pătrat. Bine, zic că egal și cu DE, că da, DA supra AC egal cu DE supra CB, nu? Da. Deci egal și cu, tot atât de bine, DE supra BC la pătrat. Dacă vreți, egal și cu A, E, supra A, B, totul la pătrat. Așa. Dar de unde vine chestia asta? De ce cu pătratul raportul de asemănare? Ne-am făcut și demonstrația și nu știu. Demonstrația, atunci mă opresc. Deci l-am făcut mai că n-ați lucrat, nu știut. Nu, am lucrat, am făcut demonstrația de la el și am ne-dat asta. Raportul alilor la două triunghi, de asemenea, este egal cu pătratul raportului de asemănare. Și v-a demonstrat de ce este egal? Da. Din problema spus, din față. Baza ori înălțimea. Triunghiul ABC e asemenea cu triunghiul mână P. Și la un... pe mână raport de asemenea la... Și chiar cu raportul înălțimea, nu știu că este tot povestea. Bun. Ei bine, dacă știm asta, ne permite să zicem așa. Aria lui, în cazul nostru, aria lui cu AB
triunghiului PAB supra aria triunghiului, deci triunghiul PAB supra aria triunghiului PDC, PDC, este egal cu raportul de asemănare, adică pătratul raport de asemănare egal cu 9 pe 15, totul la a doua. Adică 9 pe 15 înseamnă 3 pe 5. 3 pe 5. Adică 9 pe 25. Totul la pătrat, care face 9 pe 25. Adică egal cu 3. Bun, 9 adică pe 25. Ăsta e raportul triunghi. E tot triunghiul mare. Da. Și acum punem aria lui PAB supra aria lui PAB plus, nu, aria lui PDC minus aria lui PAB. Corect. Dar ca să vină și mai ușor, întorc raportul. Adică 25 pe 15. Și în loc de triunghiul PDC, la mine PDC supra PAB, da? Uh-huh. Deci ce zice? Aria triunghiului PDC supra aria triunghiului PAB. PAB. 25 pe 9. 9. Echivalent cu. Dar în loc PDC, PDC, cum era noi, înseamnă PAB plus ABCD, nu? Da. Deci eu spun. Așa zicem. Deci în loc de area lui triunghiului PDC, zicem area triunghiului PAB. PAB plus area ABCD ABCD totul supra area lui triunghiului PAB egal cu 25 pe 9. Adică acum distribui numitorul. Da. Distribui numitorul celor două. Adică radical din aria lui PAB supra aria lui PAB, da, plus aria lui AB cât pe aria lui PAB. Deci distribui numitorul și o să am așa. PAB supra PAB care înseamnă 1, deci 1 plus aria lui ABCD, ABCD supra aria lui triunghiului PAB, PAB este egal cu 25 pe 9. Adică 16 aria lui AB cât pe aria lui PAB. Duc pe unul în partea cealaltă, da, și rezultă că aria lui ABCD, ABCD supra aria lui PAB este egal cu 25 pe 9. 25 pe 9 minus 1. Da, adică 25 minus 9 pe 9, adică 16 pe 9. Asta... Nu, nu se vede că 16 pe 9. Și acum avem minus, da? Deci 9 pe 16. Și aria lui triunghiului PAB. Pe aria lui AB cu tu. ABCD. E egal cu 9 pe 16. 9 pe 16, nu-i problemă. Ce a fost aici important să... Raportul arilor, pătratul raportului de asemănare. Nu? Raportul arilor, pătratul raportului de asemănare. Și tot a fost... Da? Cu pătratul raportului, pentru că... Înălțimea aia. Da, deci dacă încerci să faci înălțimea, nu e înțeles. Deci înălțimea asta supra toată. Da. Dar n-ai o bucată din ea. Dar nici așa, pentru că trebuia înălțimea lui ABCD și nu e aia. Înălțimea lui ABCD și nu este asta, nu? Deci avem probleme destul de complicate. Nu se puteau afla. Hai să spun pe ce. Da, cam încercat și eu. Deci nu se puteau afla oricât te-ai fi străduit. Singura chestie este asta. E egal cu pătratul raportului de asemănare. N-ai făcut asemănarea? Ba da, ei erau mult înainte. Da, am fost plecați cu proiectul ăsta. Știu, dar voi chiar la sfârșitul anului, voi erați ho-ho-ho, da, foarte departe de ei. Da, am mai pierdut la două săptămâni și nu am rămas pe asemănare. Da? Unde ați ajuns? O secundă, asemănare tot s-a făcut, da. Ați făcut asta. Mai puțin? Asemănarea triunghiului, fie una fundamentală, dar cazul de asemănare, te-ai măzgălit că te-ai putut. Nu, s-a
Adică ați făcut Thales? Ce ați mai făcut? A spart jurnala. Thales ați făcut? Da. Ați făcut. Păi, care a fundamentală, nu cred că au făcut-o, sau cazul de asemănare de acolo. Era mult înainte, domnule. Da. Depinde, da, fiecare cum își gestionează poziția. Eu eram chiar speriată de cât dinainte erați voi față de ăștia. Să ne întoarcem. Am făcut această problemă, n-a fost deloc dificilă, dar asta trebuie așa. Notați de la șeșeală. Da, și notați-vă. La școală și acasă. Da, deci sumneați-vă ce? Raportul aerilor, egalul pătratul raportului de asemănare. Asta a fost. Vedeți? O problemă simplă. Frumoasă. Deci, vedeți, dacă nu știi niște lucruri, nu merge. Nu merge treaba. Te duceai și vrei concret să afli lumea. Exact, așa o pornit ea. Și nu aveai nicio șansă să reușești asta. Pentru că raportul acolo nu-ți ieșea. Ce costă? Da, mă, acum. 1 la 150. Deci. AM este mediana unui triunghi ABC. Ce problemă? 1 de la pagina 150. Ipoteză. Ipoteză. AM, mediana unui triunghi ABC. Mediană. Nu aparține lui BC. ABC. Deci ABC, adică mă aparține lui BC. Lui BC. Virgulă, mă aparține lui BC. Dacă N este un punct pe segmentul MC, N este un punct pe segmentul MC, MC și paralela pe prin segmentul MC, pe segmentul MC și paralela prin N la AM intersectează dreptele AC și AB. Facem desen. Facem desen, da. Că deja e. Deci AM mediană. Facem un triunghi. Da. Vedeți că nici o problemă de construcție așa vine greu să și scrii. Corect. Ipoteza. De aceea cu figură. Facem, părând și cu figura, da? Că tot trebuie să o facem. Normal. Desenăm un triunghi. Ce e mediană? BM congruent MC. Deci unește vârful cu mijlocul, da? Da. Apropo de asta, cum sunt cele două triunghi arii? Asemenea. Nu. Echivalente. Au aceeași arii, da? Au arii legale, din punct de vedere. De ce? Că e baza, ori înălțimea. Știi deci, care e baza? Aceeași. Ca mărime, ori înălțimea. Aceeași înălțime. De aceea, cele două triunghiuri sunt echivalente. Ce facem? Dacă N este un punct pe segmentul MC, vedem MC, luăm un N pe aici, undeva. Să nu cumva să luăm, să fie piciorul înălțimii, sau știu eu. Da. Și deci, paralela, și paralela prin N la AM. Paralela prin N la AM. AM. Am înțeles. Intersectează dreptele AC și AB. Intersectează, iată, pe AC. Pe AC în P. În P. Și pe AB în Q. Și pe AB în Q. Da? Pe AB în Q. Demonstrați că... Hai să scriem acum. Acum să scriem. Deci, zicem până... Paralelă cu AM. Putem să zicem o dreaptă de... Da. Fie o dreaptă de, care e paralelă cu AM, dar pe unde e dusă? Prin N. Adică facem precizarea că N aparține dreptei. Nu, N aparține dreptei D. Corect. Deci acum am zis o paralelă dusă prin N. Corect. La AB.
Așa dreaptă de intersectează. Așa se dreaptă de intersectează AC și îmi dăm punctul P. Și tot aceeași. Aceeași dreaptă de intersectează AB. AB. Și îmi dăm punctul Q. Și în concluzie să demonstrăm. Să demonstrăm. Cam asta da este, nu? Da. Că AB. AB. Ori AP. Ori AP. Egal cu AC. Ori AQ. AQ. Deci AB ori AP egal cu AC, așa este la C ori AQ. Da. AC ori AQ. Nu-mi place scrierea asta. De ce? Pentru că produs nu prea mă încântă. De ce? Aș aranja să formă de rapoarte. Deci aici stau cu ochiul. Și zic AB, AB egal și aici. Trebuie să fie AP ori jos. AB ori AP. Corect. Da? Ei, acum, celelalte două, AC și AP, le pot pune AC aici și obligatoriu AQ aici. Sau, altă variantă. AP pe AQ. AB supra AC, că schimbă ăstea, nu? Da. Și AQ AB supra AC egal cu AQ. Am mai făcut aseară una. Îndeamnă asta, da? Da. Bun. Și acum, una din ele mă va duce spre două triunghiuri care vor fi asemenea. Una din acestea. Aici. Dacă mă gândesc la ABC. ABC nu are cum. ABC și AQP. Și AQP e foarte bun. Asta e. ABC. A, B, C și AQP. Foarte bun. Triunghiul ABC și triunghiul? AQP, cel din afară. A, QP. QP. Foarte bun. Dacă triunghiul ăsta e asemenea cu cel mare, problema e ca și rezolvat. Păi. Să vedem ce șanse avem. Știm că unghiul QPA e congruent cu QAM. Q, care? QA. QPA. QPA, adică ăsta de da, aici. Cu QAM. Cu C. Ce am? Alterne interne. Ce am? Cu ce am? Nu, numai cu asta este. Păi da. Cu ce am? Nu da. M-a zis, da. Ai zis bine, ce am? Da, bine. Așa. Dar fiind două paralele. Da, de secanta asta de aici și sunt alterne interne. Și QAQ, QAQM. QA. Adică ăsta de aici, cu două. Cu A, C, M. Ce motiv? Cu A, C, M, ăsta, A, C, M, ăsta, da? Mm-hmm. Din ce motiv? O să numim Q cu... Nu, o să vedem dacă are motiv. Dacă ar fi Q, C paralelă cu, da. Cu AM și atunci A, C secanta, da. Păi îs. A, B, Q. Dacă am unit Q cu C, s-ar fi paralelă cu AM. A, B, C. Asta de aici nu mă duce la nimic. Nimic, nu, ăla nu-i bun. Da. Deci ABQ și ABQ, colinearitate, colinearitate, deci nu e nicio poveste. Deci a doilea raport nu. Ăsta părea să fie da. ABC, triunghiul ăsta ABC și cu triunghiul APQ. Despre cele APQ, APQ ăsta de aici și ABC ăsta, da? Dacă despre... unim pe Q cu C, e paralelă la AM și ea? Q cu C. C. Care să fie paralel cu AM? Da. Nu știu. Eu o fac. Dar să vedem ce argument avem. Păi avem unghiul AQM cu unghiul QAQ. Deci ca să răspund de întrebări mamei. Păi da, cu ăsta. La asta. QC cu AM. Avem QAQ cu... Dacă e paralel. Sau altfel spus, fie asta paralel cu asta. Că este fiind paralele. Aaa. Da, 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 da. Imposibil. Imposibil. Pică, da, da. Acum
Da. Or să facem KMA cu AQP. C? KMA cu AQP. C? M-A cu AQP. Cu AQP. Dar CMA cu AQP iar nu cred că sunt asemenea. Unghiurile de acolo nu sunt congruente. Tare unghiuri? AQP cu KMA. AQP, adică ăsta de aici. Da, cu KMA. CMA. Nu cred că am. Ăsta și cu ăsta Miruna n-am motive. Bun. Nu văd da. Aici, da? Pare că nu se vede. Corect. Trebuie să mă duc în problema. Corect. Am scris-o așa. N-am văzut cum mi-ar fi de folos. Acum mă concentrez aici. Faptul că am dus mediană, am spus mai devreme, ce lucru am? Când mediană, latura, ce mâncă cât mă bă și că... Au arele comune. Arele comune, da? Dar, au aceeași arele. Dar CA nu-i perpendiculară pe BQ? CA? Perpendiculară pe BQ n-am niciun motiv. Că doar am prelungit-o, Adi. Ca să fie perpendiculară CA pe BQ, ar trebui să fost lângă ăsta dreptunghiul, dacă ăsta e de 90 de grade și ăsta trebuie să fie de 90 de grade. Și ar trebui să fost lângă ABC dreptunghiul dat. Nu? În A. N-a fost dat așa. Mă întorc. Deci... Hai să încercăm să folosim ce înseamnă paralelismul ăsta. Corect. A, M... Du. Și paralelă cu Q, N, nu? Da. Asta înseamnă că triunghiul ăsta, A, M, B... Da, B, da, A, M, B... Este asemenea cu Q, B, N. Corect. Putem folosi, de asemenea, teorema lui Thales, adică AB. Când îi trebuie, da. AB intră acolo, pe undeva, da? Da, intră. Deci asta de aici, supra, Q-a. Asta de jos, AQ cu A, trebuie, da. Da. Egal cu MB supra MN. Trebuia cu... Bine. Da? Aflăm ceva, deci, măcar. Am putea folosi deci. Și asta. Deci a, asta da, de aici. Da, și apoi, și apoi avem A, P, 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 C, egal cu N, M, P, C, N, că P, N e paralel cu A, M și la dat problema. Deci, încă o dată, A, B, da. Supra A, Q, da, și avem ăla de acolo, da. M, B, supra M, N. Supra M, N. Da. Și atât. Și atât. A, crezut că M, B, supra N, M. În loc de M, B, poți să fost răsesc pe C, M. Da. CM supra NM? Da, CM supra NM. E bun, gata problema. Că avem PN paralel păi cu da, ele sunt egale, că de-aia e mediană. Da, gata, și asta e. Da. Aici plecăm. Da, da, aici, da. Păi zicem așa, în triunghiul, demonstrație. Zicem întâi că-s paralele, nu? Da, am paralelă cu... Am paralelă cu QN. Da. QN. Și atunci, fiind paralelă, conform TH, teoremei lui Thales. Da, Thales. Rezultă că scriu raportul de asemănare. Era al lui Thales. Da? Zicem AB AB supra AQ bun. Egal cu MB da. MB supra MN cu MB cu MB egală cu MC, cu MC din ipoteză. Corect. Înseamnă că în loc de MC poți să folosești MC. Corect. Și atunci rezultă că AB supra AQ egal cu MC, nu? Supra MN. Și obținem ca relația 1. Și obținem? Prima relație, primul raport. Primul raport, da? Bun. Da. Pe de altă parte, tot din paralelismul ăsta, și a PN fiind paralel cu AB, da. Pot folosi AQM, într-un ghiu AQM, corect. PN, tot ales.
Totales. Totales, haideți să facem. Care și mi-a intrat și pe C. Și am pe undeva pe C. Da, nu trebuie pe A. Pe pe C. A, pe pe C. Pe A, da. Da. Egal cu mână pe corect. Mână. Acum, asta, a, asta facem, da? Deci, da. Pe de altă parte știm până că... Până paralel cu amă. Până paralelă cu... Amă. Amă. Și atunci reiese că... Conform teoremei lui... Tare. T-h, așa scrie, t-h, da. T-h, teoremă lui Thales. Pe mână, așa că scrie. Acum, imediat. Cum ai zis să trebuie? M-c pe mână, așa că scrie. M-c pe mână, da, ne trebuie, da? A-c pe apă. M-c pe mână. Da, deci scrie a-c pe apă. Toată asta, pe toată asta, da? Da, da. M-c, hai să scriu, m-c supra mână. Egal cu A, apă. C, supra apă. Egal cu A, C, supra apă. Corect. A, C, supra A, P. Și, și acum, 2. Dar o rătăm pe asta sub 2 și din 1 plus 2. Subliniem asta, acest raport comun. Corect. Da. Și din 1 plus 2 rezultă 3. Punem, concluzia o scriem cu 3. 1 plus 2. 2 rezultă 3, adică concluzia. Dar să o scriem. O scriem. O 1 scriem. Plus 2 rezultă. Da. A, B, supra A, Q, egal cu A, A, C, supra A, P, ceea ce avem de demonstrat. Ceea ce avem de demonstrat, nu? Da, dacă vreți aici, fac... facem produsul. Exact. A, B, ori A, P. Ce faci? Egal cu A, C, ori A, Q. Terminat. Deci, iată că am învățat ceva. Furat de problema anterioară, care o aveam în minte. Da. Am zis, hai să o transcriu pe asta. Ori. Și am zis, ori asta, ori asta. Aia nu mergea că era acolo. E o colegialitate, nu? Asta e exclusă, nu? Da. Asta m-a zis, de la scred. Și când am luat-o pe asta, m-a dus la niște triunghiuri. A, B, C și A, Q, P. Ei sunt de asemenea. M-am uitat, A, Q, P și cu A, B, C nu sunt asemenea. Atunci altceva. Corect, Thales. Deci, vedeți ce am făcut? Am părăsit ideea. Dacă eram cramponat să arăt că asemănarea asta, am încercat un pic asemănarea. Și m-am mers. Ce întrebeam? Două unghiuri congruente. Și mai am varianta câte un unghi și laturi proporționale. Dacă îmi cere proporționalitate, numai varianta două unghiuri congruente trebuie să fie. Și m-am dus pe două unghiuri congruente, nu mi-a fost. N-am mers. Și atunci am zis, stop. Păi, paralelismul ăsta ce înseamnă? Iată că am, e paralel cu Q-ul odată. Sunt raportul de asemănare. Corect. A, B, supra A, Q, și mi-ar plăcut A, B și A, Q, intră în discuții. A, B, supra A, Q, egal cu B, M, supra N, M. Da? Bun. Dar în loc de A, B, pot să spun ce? Corect, era mediană, nu degeaba. Nu degeaba. Ce M supra M, N. Și acum, CM supra mână, mă ducea cu gândul să văd paralelismul ăsta, pentru asta. Corect. Ca să pot scrie și în triunghiul A, C, M, Thales, și zic, CM supra NM este egal cu AC supra AP. Da. Da? Și acolo totul este rezolvat, merge foarte bine. Din fiecare problemă încercăm să învățăm câte ceva. Nu fugim repede la problemă, am făcut-o la revedere. Dar nici nu cred că dacă nu desfăceam acolo rapoarte, nici nu cred că plecam așa cu tale, să ne gândim la ce. Vedeți? Nu? Deci după ce am epuizat varianta știută, da. Mi-a zis, băi, stai o clipă, nu merge așa. Atunci trebuie să folosesc ipoteza ca să merg pe altceva, că triunghiurile cele nu sunt asemenea. Deci mi-am pierdut eu speranța să pot arăta că triunghiurile cele sunt asemenea. Da, sunt deci puteam să fac un vezi? Deci cum s-a abordat problema? Am vrut, stricând concluzia, să mă dirijez spre ce triunghiuri să mă duc. Mă dirijez prin niște triunghiuri. Dar n-am putut eu să arăt. Da. Și atunci am las-o acolo deoparte. Trebuie să mă duc acum să citesc toate ipoteza, să văd ce fac. Acum să vă fac și o observație. Deci experiența de aseară, am avut-o proaspăt în minte. Și acum vreau să spun, dacă profesorii s-ar așeza la lucru... Nu știu, vreau să... Okay. Putem o discuție ușoară, câteva minute.
un minut. Dacă profesorii la olimpiade, la faza națională și județeană, s-ar așeza în bancă în locul elevilor, n-ar face niciodată. Vă spune unul care știe ce spune. Deci dacă s-ar așeza în locul elevilor, n-ar face. Motivul. Ei, datorită experienței pe care o au, caută în fața problemei ceva cunoscut. Deci în literatura de specialitate, în toată experiența care o au, caută să rezolvi problema pe baza experienței câștigate în timp. La faza județeană și mai ales la națională, sunt subiecte care nu au fost făcute niciodată. Deci sunt noutăți absolute, ele nefiind în literatură. Da? Și atunci, profesorul se află în situația aceea, în baza experienței, să caute să rezolve problema pe baza unor informații care le știe. N-am nicio șansă. Sunt subiecte făcute, începute în noaptea aceea, sunt unice. Dar și profesorul sunt face. Creații. Da? Mm. Sunt creații ale profesorilor. Cât sunt un grup restrâns de profesori la nivel național sau așa? Aleși. Nu. Care să fi făcut dovada creației. Deci nu orice profesor se poate așeza să facă un subiect. Nu. Și acei profesori, un mănânchi, la momentul când eu eram, mă ocupam foarte tare de problemele acestea, erau cam în jur de 30 de profesori la nivel național, care erau cu o activitate creativă foarte tare. De regulă, era grupul, să spunem, a câtorva profesori de liceu din țară, și majoritatea erau universitari ceilalți. Dar nu înseamnă că dacă profesor universitar are și această deprindere de a formula probleme dificile, ci doar acei care au dezvoltat partea asta creativă. Da? Aceia fac. E bine, acele subiecte se fac în noaptea asta și mâine se propun elevilor. La nivel național, la națională, spuneam că am participat de mai multe ori, și la național, la nivelul țării, era un oarecare Eckstein, care era, cum se spune, omul de bază, care dădea ocheiul la toate subiectele care se făceau pe clase. Că se fac repartiții. La clasa a noua, un grup de profesori, care au activitate și spun, eu am ceva aranjat de-a lungul timpului, am niște chestii faine făcute. Bun. Și încep discuții. La clasa 10, la clasa 11 și la clasa 12. Și se finalizează 4 subiecte pe fiecare an și urmează după aceea să fie comunicat între ei și șeful dintre toți și așa, dă ok-ul. Adică el le vede pe toate și spune, e bine, e bine, e bine, e bine. Acest Einstein era cel care, vă spuneam, îi dădea ok-ul. Toți aveau atâta, cum să spun, atâta respect pentru el, încât el era cel care răspundea în final. Și povestea cineva că la ora 3, după ce s-au terminat tot și s-au mers la culcare, acest Einstein îi scoală. Sus, la clasa cu tare subiecte sunt greșite. De le luăm din nou și le facem acolo unde s-a greșit. Deci, el și-a dat seama că ceva nu era în regulă, acolo un subiect sau două știu eu. Nu-ți permis să dai subiecte pe care să poată face, să nu fie corecte. La nivel național, da, seama. Nu se poate să se întâmple așa. Atunci, se revine și se fac subiecte. Vă spuneam că am avut șansa să mă număr în așa, grupul acelora a fost foarte aproape de ei. I-am simțit cam ce puls au, extraordinar. Și actualul profesor universitar care conduce echipajul țării noastre la internațională, el este acum pe poziția celui care dirigează toată activitatea. Este Radu Bologan, pe care îl știu, vă cunosc foarte bine cu domnia sa. Și care îmi spunea într-o ședință, într-o discuție, îmi spunea, zice, domn profesor, simțim din ce în ce mai mult faptul că un număr din ce în ce mai mii de profesori sunt în grupul acestora care creează. Dacă era o perioadă de înfloritoare, când aveam
30 de profesori, ca așa, și ne bucuram că la internaționale subiectele noastre erau alese, deci alese și la internațională, de data asta nu mai avem. Și atunci am spus, simplu, domn profesor. Simplu, foarte simplu. De unde se află, apar acești profesori? Decât dacă sunt crescuți aici, la bază, în timp cu activități care desfășurăm în fiecare oră, li se dezvoltă acest apetit a creierii subiectelor, latura creativă a elevului. Că elevul trebuie antrenat ca un fotbalist. Deci de jos, la un handbal, la ce vrei tu, Adi, dacă nu se lucrează și nu se face antrenament, nu ai de cum să ajungi acolo. În concluzie, acest lucru pe care îl facem acum noi, tocmai acest lucru vizează. Partea creativă, această latură pe care trebuie să o dezvoltăm la elev. Nu zeci de subiecte pe același șablon, ci una cu mai multe idei. Una cu nu două idei. Noi am mai făcut așa acest antrenament când am avut timp și am spus ce a avut în minte autorul? De unde a plecat? Apropo de treaba asta. Ce credeți că, de unde a plecat el? Păi a făcut-o mai invers. A scris raportul ăsta de asemănare, a făcut toate chestia, s-a jucat așa, o văzut pe aceste două, o văzut la altul asta comună, raportul acela, și l-a folosit pe ăsta cu ăsta. Și o mulțumesc cu ei. Instant, ca să mai complici un pic? Da. Deci asta au făcut. Deci el a plecat pe chestia și atunci el dă rezultatul, s-a jucat cu tot felul de chestii acolo și îți dă, practic ascunde ideea că se poate de mult. Noi am căutat în experiența noastră proaspătă ideea aceea, apropo de ce v-am spus, cred că acum v-am spus lucru clar, corect, profesorul caută în experiența lui anterioară, repede, un model. Și voi căutați așa, după ce ați înțeles acum, da? Am mai făcut asta. Hai să o traducem. N-am mers. Atunci, hai să ne întoarcem să vedem de la origine. Vreau să plecăm de undeva. Cândeva trebuie să luăm. Și atunci am părăsit-o și am zis, hai să interpretăm problema așa ca atare. Ne uităm pe figură și ipoteza toată să o valorificăm. Da, v-am spus toată această poveste ca să înțelegeți că în lecțiile profuri online foarte mult am partea asta creativă. Mă interesează asta. Timpul? Da. Continuăm. 4-7, domnul profesor. Da. Opresc? Da, putem dă-o.